Deci fratele meu este intrat pe pământ de 7 zile. Sunt 40 de criminali care se plimbă pe străzile noastre aici. Ce vi s-a spus? De ce? Vreau din moment de față, vreau să fac șoperi de foame, vreau justiție pentru fratele meu, să plătească toți legal, nu se vorbește nici o mafie, mafie din partea noastră nu este. Noi suntem niște oameni amărâți de la țară, acești persoane care au băgat în pământ pe fratele meu, a vrut să mă bage și pe mine. Vreau să intru și apă de fan, deci în momentul de față refuz, pastilii eu abia stau în picioare. La începutul acestei luni, liniștea din Umbrărești era perturbată de focuri de armă și bătăi ca în filme. Două grupuri rivale și-au disputat atunci zonele de influență în afacerile cu fier vechi. Din confruntare nu au lipsit bâtele, săbiile și pistoalele. Tot atunci, un alt bărbat în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața în încăierare. La mai bine de 2 săptămâni de la tragicul eveniment, autorii crimei nu au fost încă reținuți. Spun că au probe, au oasă, dar nu sunt arestați. Nu mai înțeleg lucrul ăsta. Vreau justiție, vreau să vorbesc cu șeful procuror de la București. De 2 zile refuz absolut tot. Nu mănânc, nu nimic. Vreau să mor, să mă duc și eu după el. Măcar așa să rămân cu inima încălcată, că vreau să lupt, vreau să fiu tras la responsabilitate cine sunt acești persoane care audiază și îi face scăpați în același timp. Fiica lui Marian Sândică este în stare de șoc și nu înțelege ce s-a întâmplat cu tatăl ei. Mama micuței este disperată și se teme pentru aceasta, mai ales că fata are probleme cardiace. Se prinde criminalii, sunt în libertate și mi este frică ca fetița și m-a lăsat răbdate la copil. Se plătească toți criminalii, toți care apură soțul meu. Și copilul este speriat, sunt doar în noapte, plânge. Procurorii susțin că ancheta se desfășoară cu dificultate, iar în continuare numărul suspecților a rămas la 10. La acest moment al urmăririi penale nu vă putem oferi elemente noi legate de luarea vreunei măsuri preventive față de cei 10 suspecți față de care se desfășoară ancheta în cazul pe care îl cercetăm la acest moment. Ancheta se desfășoară cu dificultate. Pentru a se stabili cu exactitate identitatea persoanelor care au produs în acea zi atât leziunile celor două părți vătămate, cât și care au condus la moartea victimei. În comuna Umbrărești, ofițerii Inspectoratului General al Poliției au intensificat patrulele. Urmarea incidentului care a avut loc pe raza localității Umbrărești, Comanda Inspectoratului Județean de Poliție Galați a dispus o serie de măsuri specifice, printre care și intensificarea numărului de patrule mixte polițiști și jandarmi în zonă pentru menținerea ordinii și siguranței publice. În cauză se continuă cercetările pentru identificarea suspecților sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Galați. Informații de la mine, zonă, sunt 40 de criminali în chiar nu s-a putut. Nu vreau să plec de aici, nu plec.